Bună ziua la toată lumea! Am ieșit afară, de fapt am ieșit mai de mult afară, dar până am mai făcut pe acolo prin casă, până am mâncat ceva ușor, roșii, brânză, pui, n-am mai filmat că v-am zăpăcit numai cu mâncarea. Și Alin, toată ziua pe TikTok și toată noaptea. Părul meu așa stă, după ce mă spăl, chiar dacă îmi dau eu cu ceva să stea frumos, tot așa. Da, uitați ce face Alin. 4. Numai pe TikTok. Aici cred că ar trebui să fac și o furtună, să spăl pe jos. Da, din greșeală s-a rupt ăla de la furtun. Jetul acela. Mătur și dau cu mocul. Să spăl și de duminică. Acolo mă luz după zona de la sobă, l-a spus acolo. Uitați pe Leonardo cu ochelari de soare. Ia salută prietenii. Nu mai are gândit. Leonardo. Un trei. Mamă, mă, tipu, uitați ce-au făcut florile mele. Le-am pus zahăr în apă când le-am pus. S-au făcut de frumos florile. Arată, îți place florile și Leonardo? De unde le-ai luat? De la o doamnă. Da. Ha? Da. Unde mergi, Leonardo? Vreau să vă zic că orice mâncare facem noi, nu e minciună sau ceva. Orice mâncare, orice mănânc, îmi este rău. Mănânc că mănânc. Ar trebui să nu mai, ar trebui să evit, să mănânc cât de puțin. A făcut Alin peștele de la grătar și nu am mâncat. Am mâncat o pildă, după aia iar mi-a fost rău, iar n-am făcut un ceai de căpunire și toate așa. Nu știu ce se întâmplă. Mănânc, vreau să mănânc de toate. Dar nu face bine. Nu face bine nicio mâncare. V-am obosit așa de la mâncare, v-am obolăvit. Nu mai am energie. Cum ar să zic. Nu am și eu, nu m-am dus banii la mine, n-am făcut el. Să fac unde, să mă aranjez pentru la salon, tot timpul ocupat. Fără că trebuie să mă duc acum, nu. Am zis cum aranjez. De mă n-am zis, încerc. Încerc că-i de nivelă de alea și... Nu e drumul ăsta drept. Alin vrea să facă azi. Are un... De ăla unde facă ce-o fac sub el, să facă un pepe, cu roșu, cu ardei gras. Nu mai gătesc în casă. Pentru că gătesc și deja pe mine. Nu mai se mănâncă tot și nu are rost în bază. Și mâncare, mâncare, tot ce joc, chiar să nu-i avem nicio ocupație, nu mă mâncăm. Facem atât, că mă ia ei și eu n-am dus la fel. Nu în casă. Nu în casă, că să-l distruge ăla. O dată, dar după aia nu mai. Iar m-am apucat de măs, turat. Pentru că sunt pom, mai bate bun. Și stăm și noi aici în față să fie frumos. Nu știu dacă o să fac furtunul pe aici. Să dăm cu mocul mai bine. Mai băgăm furtunul acela lung până îl ține pe aici. Și am pus și în casă. Am dat la vers afară pentru că este murdară. Știți că la noi nu se descalță nimeni. Uitați, am pus aici. Chiar nu mai suportam. Și la poartă de a făcut curat tot așa mă curat, da. E duminică. Mai facem și în altă zi. Grătarul miroase numai pește.
Și nu se menține așa curat ca să dispar să la spară, în care îmi pasă să mai fie. Dar intrăm cu tot. E greu de descansat. Uitați cum se face de frumos și cu mocul. Ce se spală și cu soluție. Se ia toate petele de cu furtunul. Cu furtunul numai să din vieze se iure așa. Dacă nu se freacă bine, tot degeaba. A venit ideea să-i dau furtună. Eu am zis că nu prea mai e bun furtunul ăla și să bag în bucătărie. Dacă îl bag în bucătărie, apă n-are cum să mai scoată afară. Pentru că nu este canalizare. I-am spus că este o vorbiță mică care este fundată de ani de zile și nu o să facă nimica. L-am dat și așa. Să spele acolo locul unde a fost soc. Facă cum vrea. Dar o să facă inundație, am spus, și o să scoată cu furașul, cu vasele apa. Pentru că n-are scurgere apa de jos. La nici cine de capul lui nu venea să ia furtunul. Tot ei au zis să bagă apa acolo. Să facă inundație în bucătăria aia. Măcar bate vântul așa frumos. Acum face și Mihaela în ferișor. Ia s-a făcut carabine. Nu pot să aud păsările. Și acum duia în ferișor și am pus apă și un pic de sodă de aia de tine. E foarte bună aia, scoate tot. Nu mai băga furtun, e complicat să dau furtunul. Se face apă și nu se usucă, se face urme. Și mai ales că l-am dat în spate, să spele bucătăria pe el acum. Cine știe ce o face acolo. Și nici nu mai are ce trebuie la furtun ca să fac presiunie, să fie și pe el până la poartă. Să-mi dau și pe mașină un pic, pentru că s-a făcut pe mașină. Când a plouat, a picurat un pic că nu și a rămas pe mașină numai, cum să spun, foarte urât să vede numai pe mașina mea. Pentru că las în stradă. Strop de ei așa. Dar până mă duc să-mi cumpă de artă la ce trebuie altă chestie, nu fac el. Nu pot să fac așa. Să spăr și în stradă vreau puțin în drum. Mâine, că e luni, acum prea mult. Duminica. Duminica ar trebui să nici să nu gătim, să avem gătit, dar deja vă spun din gură. Că tot aia fac. Am legat via acolo, am pus un par. Alin din oraș copii. Ce par am pus de gros, l-a bătut Alin cu săcurea. Aveam aici vița alta de vie și am băgat ăsta și am legat-o așa. E bun, am băgat în pământ. Am mai legat și bujorul ăla, floarea aia, am pus o boată. Dar am dat fire ieși aici pe aici. Ăștia e galbeni, sunt foarte frumoși.
Dar se scutură prea repede. Nu țin. Trebuie stropit. Și ăla galben e frumos. Dar prea de tot cad alea petale de la el. Să scutură imediat trandafirii ăștia, nu țin. Nu țin deloc trandafirii pentru că nu au fost și ei dat cu o soluție, ceva. Era cineva care venea și stropea trandafirii pomii. Dar nu mai știu numărul lui, n-am auzit unde să-l anunț când trebuia. Unde dă și prin curte, are pompă de aia și are spor cu ea. Pentru erbicid, nu mai iasă iarba. Dar de unde să-l găsesc, că nu-l găsesc eu. Aiurea seamănă porțile alea care n-am mai pus alea la porți. Scoate gunoiul la poartă și iasă pe sub alea. Da. Nu, era învățată cu alea, ca să nu vadă lumea. Eu am pus la asta, dar restul de alea de la porți nu s-au mai pus. N-au mai vrut. Au zis să o vadă și ei ce fac în curte, așa de place. Și aia, să vin la zi să vedem ce mai vrea să fac la discul ăla și altceva nimic. Am plecat la scara asta și imediat am transpirat. Dar nu știu ce. Am rămas așa cu răceala asta. Am mai fost și cu la mama. I-am pus tot așa niște pliculețe ce vrea ea, niște astea. La mețeală. Le-am luat de la farmacie, am zis că duminică poate închide. Și le-am dus. Se plictisește acolo singură, vine așa, nu știu cum. Supărată, e foarte supărată. Nu pot să stau nici cu ea mai mult. Că și eu acasă am treabă, nici eu n-am stare să stau cu învățat aici. Vorbesc la telefon cu ea, mă duc, dar nu stau așa să stau mult, să zic. Ei mai sunt acasă, mai este în ora ei. Mi-e fostul acasă, dar ei mai mult pleacă cu în târguri, în alea. Ce să fac acasă? Să ia acasă cum stau mie. Să duc în târguri, umblă, fac cu gogoși, cu ciupercuțe de la din gips. Ce să fac? Stai degeaba, acasă. Noi măturăm și altceva nimic. Mâncare și mâncăm. Măcar au activitate, au ceva. Umblă, vin. De 10 zile, de foarte repede. Nu se plictisesc deloc, muncesc, într-adevăr, asta. E frumos când au păsările astea. Unde a fost Aline? Ha? Dacă ești, să te spui. Ai știut? Am învățat acum să țin mâna așa și să fac un tapu. Ia. Ia bubi. Vino să-ți arăt când am aici. Să mai mi-arăți acolo. Ia. Nu mai vorbi, gata. Păi un singur tac aveți că le-ați rupt. Lasă-l un pic și el să-mi arată, David. David, dă-i un pic să arată și el. Ia, nu-i uite la ce mic e. Uite. Un mic, unul mare mai, atâta, fără tacul. Cine te-a învățat? Bravo, mă, bravo, mă, bravo, mă, bravo! Păi tu știai, știu că știi. Bravo, David. Cretele alea trebuie să faci acolo, la tacul. Hai să zicem că asta e o cretă. Uite acolo așa și te trece tacul. Deci trebuie să... Acolo e sală de joc, de pe bani, aici e gratis. Nu avem cretă. Nu, dar trebuie să iau eu tacul. Spune că să știi că trebuie să plătești acolo 30 de lei. Și cât? O oră? Aoleu, nu-i mult. O oră.
Nu stă nimeni 10 ore la biliard niciodată. Nimeni nu o să stea niciodată 10 ore. Cred că vreo 8 milioane. Cât 10? Nu te sui acolo, nu. Nu e voie, Leonardo. N-am văzut nimic. Eu n-am mai văzut de mult 1 milion. Leonardo? Și ți-a plăcut că te-a dus ale la biliard? Așa că o să o pregătesc să facem foc. Unde s-a dus și eu ăsta? Uite unde s-a pus peștele în el. O să-l agățăm și cam dată. Să fac foc de lemne și nici din lemne nu prea sunt. Mă duc și lemne ca să pună să facă la vis. Nu e să-mi agăț eu ăsta, că n-am și eu un cuier afară frumos. Agăț pe acolo. Un cuier e ăla de fier. Cum e ăla de pus carnea, ce păr am în cap, Doamne. Aici, da. Mai bine stă aici, în pomul ăsta. O să fac foc acum. În grătar singur. Cu aia o să pun aici, nu știu cum. A căzut un picior de ăsta. De la grătar de asta strâng. Când am mutat grătarul, la trâns și nu știu, a căzut un piciorul și stă pe o parte acum. De nu mai stă de că avea una băgată așa pe piciorul. Îmi plas și de aici bate vântul. Cum i-a căzut aia, nu știu. Hai oprește filmarea mea cu ce așa cred că e plicisită. Bă, nu mai, fac foc atât. Tu cum faci? Da? Mai facem. Păi zi, cum să mai faci acum? Prieteni, vă mulțumim și vă dorim. Nu mai e bateria. Vă dorim o duminică plăcută și multă sănătate. Pa, pa!